așa cum este scris acolo undeva. Da, voi. Ce faci? Ești bine? Să zicem că... Draga mea, aproape că nu-mi vine să cred cât de departe a ajuns povestea noastră. Știi ce mi-ai spus prima oară când m-ai văzut? Îți mai amintești? Ce mi-ai cerut? Care a fost cerința ta? Am un orgoliu bolnav, salvează-m. Exact. Și cred că asta am făcut. O primă promisiune mi-am ținut-o față de tine. Știi că am amânat momentul primei noastre întâlniri? Era parte din metoda de a combate acest demon al tău. Și știu că tu te-ai prins atunci și chiar a dat roade. Pentru că la prima noastră întâlnire părea că toate stelele s-au aliniat pentru ca să ne fugă pământul de sub picioare. Vreau să-ți mulțumesc pentru acele clipe de fericire. Aveam nevoie de ele, așa cum sunt convins că și tu aveai nevoie. Am remarcat atunci două lucruri la tine. Cât ești de frumoasă și cât de mult sex appeal emani. Erai feminină, jucăușă, senzuală, ca o felină. Nu există bărbat care să rămână indiferent la asta. Și să știi că același lucru îl remarc și acum. Dar am promis că o să fiu sincer. La vremea respectivă, chiar dacă am avut un date minunat cu tine, să știi că alta era preferata mea. Îți spun despre Cristina, pentru că următorul nostru date, cel din casa în care locuiam, îți amintești? Cel în care am băut mult whisky? Nu a fost unul chiar cinstit din partea mea. Atunci eu eram rănit și tocmai aflasem că preferata mea nu-mi răspunde în același mod la sentimente. Și cumva, în mintea mea de bărbat rănit, a apărut nevoia de refugiu în ceea ce îmi făcea plăcere atunci, compania ta. Atunci am început să investesc în noi. Din păcate, la vremea respectivă, tu aveai toate scuturile ridicate și investiția mea, știi, s-a lovit de barierele tale. Atunci au început niște probleme între noi. Îți amintești când ți-am spus cum mă simt? Da, cam un cercetător. Exact. Exact așa am spus. Și nu mi-a plăcut deloc acest sentiment. Știu că sentimentele nu se cerșesc. Și să știi că în interior am înțeles că tu doar te jucai. Însă la fel de bine știu că pe drumul către dragoste nu este bine să te joci. Pentru că nu știi ce e în sufletul celui din fața ta. Când te joci, trăiești periculos. Știu că ți-e place asta. Nu și mie. Din păcate, joaca în relație nu este ceea ce îmi doresc. Îmi plac provocările. Știi foarte bine că îmi plac provocările, însă le păstrez pentru alte aspecte ale vieții. M-am îndepărtat de tine și am așteptat să văd ce ne rezervă viitorul. Tu ai cerut o șansă. Eu am considerat că suntem egali în greșeală. Eu am greșit față de tine, tu ai greșit față de mine. Am crezut că o putem lua de la capăt. Problema știi care e? Că atunci când ceva se rupe, maxim poți repara făcând un nod. Iar acel nod rămâne. Ceva s-a rupt atunci și chiar dacă noi am fost aceiași oameni, între noi n-a mai fost la fel, oricât de mult am încercat. Ești de acord? Semănăm din atât de multe puncte de vedere. Știu că mă înțelegi.
Știu că înțelegi stările mele, pentru că și tu le ai. Te simt. Știu că înțelegi ce simt uneori. Știu că înțelegi ce simt, pentru că și tu simți la fel. Avem niște calități comune, dar, din păcate, avem și niște defecte comune. Niște defecte de care eu încep să scap. Cum poți scăpa de niște defecte dacă le vezi zilnic în partenerul tău? E valabil pentru tine, e valabil pentru mine. Practic, ne alimentăm unul pe altul și perpetuăm eroarea. Este frumos să ai parte de pasiune în viață. Și îți mulțumesc pentru toată pasiunea pe care mi-ai oferit-o. Este minunat să ai parte de nebunie în viață. Și îți mulțumesc pentru toată nebunia pe care ai implantat-o în mine. Dar este oare constructiv? Asta depinde de noi. Eram îngândurat la Fantasy Date. Pentru că mă gândeam dacă nu cumva ceea ce ne aduce plăcere pe moment nu este și ceea ce ne va aduce nefericire pe termen lung. Dar lângă tine, viața este palpitantă. Este frumoasă. Nu te plictisești. Dar nu cumva toate lucrurile care ne produc nouă acum adrenalină sunt cele care se vor transforma în lucruri care vor face relația toxică? Instinctele mă cheamă lângă tine. Dar rațiunea și experiențele trecutului îți amintești despre experiențele mele. Îmi spun că e mai bine pentru noi doi să ne oprim aici. Acum când lucrurile sunt încă frumoase și pot rămâne niște amintiri frumoase. Îmi pare rău și vreau să știi că nu vreau să suferi. Nu trebuie să-ți pare rău. Dar dacă n-aș tăia povestea asta de la rădăcină, am suferit mai mult. Crede-mă că știu ce spun. Și tu știi. Mulțumesc. Asta este tot ce am avut eu de spus. Cred că nu a fost nevoie să-ți... Expresiile mele ți-au arătat că sunt de acord cu tine. Chiar dacă am avut bariere, asta sunt eu. Probabil în timp o să... Barierele or să cadă natural. Și știu asta și nu te cer pentru că ai avut bariere. Nu. Așa a fost să fie asta momentul sunt eu. Ăsta al vieții. O să susțin până la capăt că oricare, am spus, că oricare va fi finalul acestei experiențe, tu ai apărut cu un scop în viața mea. Și tu la fel și la mea. Am avut atât de multe de învățat și pentru asta îți mulțumesc. Nu de la celălalt. Îți mulțumesc. Cum și eu am învățat foarte multe de la tine. De multe ori te-am certat pe tine pentru niște lucruri, dar în realitate mă certam pe mine. Să știi că toate discuțiile despre orgoliu, despre ego, mi se aplicau și mie. Da, am simțit, știu. Ți le spuneam ție ca să le auzi și eu. Întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Însă dacă în acest moment am alege să rămânem împreună, nu ne-ar face bine. Știu. Am mai fost pe drumul ăsta. Știu cum se termină. Poate nu ne-am întâlnit în momentul potrivit. Poate fi și aceasta o variantă. Oricum, îți mulțumesc pentru tot și... Nu o să fiu ipocrită acum. Să știi că îți doresc fericirea așa cum ți-am dorit-o întotdeauna. Și mă gândesc că în momentul în care eu îți doresc ție fericirea, automat va veni și pentru mine. Cu siguranță. Ce dai, aia primești. Da. Mulțumesc. Și eu. Ai grijă de tine și eu sunt tot.
Și faptul că eu acum am reacțiile astea, cred că este în firea noastră. Pentru că asta sunt eu. Vulnerabilă și sensibilă. Și asta înseamnă că am trăit, că trăiesc, deci simt. Nu. Mi se rupe sufletul. Tu meriți să fii fericit. Și tu la fel. Meriți să ai un zâmbet larg pe buze tot timpul. O să am tot timpul. Și eu nu ți-l aș aduce. O să am. Ți-aș face mult rău dacă am fi împreună. Știu ce spui și înțeleg perfect. Îți mulțumesc. Atât de mult îi doresc binele lui, pentru că merită și pentru că de asta a venit aici. A fost un drum lung și nu o să regret absolut nimic. Eu o să ajung acolo unde îmi propun și asta nu înseamnă că dacă nu am fost alegerea lui acum, că nu o să fiu alegerea altcuiva care mă va completa, care mă merită, pe care îl merit, doar că a plânge înseamnă o descărcare, înseamnă că trăiești, deci simți. Fără zâmbetul acesta. Fără zâmbet. Vino, nici nu știu. În momentul în care pierzi un om drag din viața ta, din a fi acolo sau de a fi alegerea lui, te doare dacă simți și dacă am construit atâtea. Pară rău. Nu trebuie să se pară rău, nu trebuie să fie sentimentul ăsta de regret. Te vreau, dar e dificil. Asta e concluzia mea. Te vreau și îmi place și îmi place, dar mă sperie în același timp. Poate că nu este momentul potrivit. Poate că viața nu ne-a întâlnit când trebuia. Nu știu. Să știi că se poate întâmpla și chestia asta, să fie o desincronizare. Da, nu ne-am sincronizat. Nu v-ați întâlnit poate atunci când erați pregătiți să vă cunoașteți. Da. L-am simțit că este frică să riște lângă mine. Și probabil că și eu aș fi făcut, cu siguranță aș fi făcut la fel. Vreau să spun că da, ne știm de 3 luni de zile și vreau să-ți spun că foarte mult te-ai schimbat pe parcursul acestei emisiuni. Eu constat treaba asta. Scopul meu este să devin cea mai bună varianta mea. Exact. Și fix asta o să fac. Asta vreau să-ți spun și să completez. Este o schimbare în bine și asta este un început. Mulțumesc pentru tot. Și noi îți mulțumim. Sunt convins că vei ajunge exact acolo unde îți dorești. Simt asta. Ai fost curajoasă. A fost un capitol din viața mea. Da. Pentru care o să zâmbesc mulți ani de acum încolo sau poate toată viața mea. Și ne-a plăcut foarte tare că ai fost curajoasă, puternică și sinceră. Îți mulțumim mult. Mulțumesc. Este posibil ca decizia lui să fi fost bazată pe cum este teoria focului. Noi ardem împreună și e posibil ca din pasiunea asta noastră, puternică și înflăcărată, să rămână doar scrum. Tocmai s-a terminat video la care te uitai. Stai liniștit că mai avem. Abonează-te la canalul nostru de YouTube și la notificări și bucură-te în continuare. Noi îți mulțumim!